Na, bună ziua, prieteni! Am tot pregătit, dar noi trebuie să și mâncăm astăzi. Și bărbatul meu vrea să-i fac o supă cu tașche cu brânză. Zamă de zămătișă, ca cine e de pe lângă Arad știe. Așa îi spune, zamă de zămătișă. Deci tașchele sunt cu brânză umplute. Eu le-am făcut și le-am băgat în congelator și acum fac numai supă. Pentru asta avem nevoie de o ceapă. Sper că vedeți. O ceapă. Am tăiat-o mai mărunt. Pun puțin ulei. Nu mult. Foarte puțin. Ca să dinstuim puțin ceapa. Punem puțină sare. Nu se putea spăvâia. Eu să pun puțin apă ca să nu se prăjească, să numai să se dinstuie. Așa. O lăsăm să se dinstuie. Eu am învățat această supă. La noi în casă nu se făcea asta, supa asta. Dar de când a venit cumnată mea, cumnată mea e pe lângă Ineu, de acolo ui, ea a făcut prima dată și atunci mi-a plăcut și de atunci am învățat să fac. Deci mie mi-o place și la bărbatul meu. Acum punem puțin boia, asta pentru culoare. Așa. Și punem apă. Cam 2 litri are oala asta, cam atâta punem. Și eu o să pun un cubuleț de supă de vită. Așa. Și o lăsăm să fiarbă. Și după aia când fierbe, dă cu un clocot, atunci băgăm tașchele, că tașchele sunt de jumătate fierte. Și le băgăm până să fiarbă. Și când e gata, băgăm, eu bag smântână. Bag o lingură, două de smântână, pentru gust sau iaurt, de care doriți. Fac smântâna cu ciorbă, așa, ca să nu se îmbrânzească. Și asta o pun.
Dacă vă plac aluaturile, atunci preciți vă place și supa. O sezonăm cu sare, piper, ce mai doriți. Alte condimente nu, eventual frunze de pătrunjel sau de mărar, că mărar iară merge bine. Ok, revenim cu ea când îi fiartă ceapa. Uitați, ceapa a fiert. Așa, și acum băgăm perinuțele. Și la urmă am smântână și o amestec, ca la ciorba de burtă cu zeamă de aici, sau ca la o ciorbă a la grec. Și o amestec. Lăsăm să fiarbă. Revenim. Uitați, ciorba noastră acum și gata. Mai 2 minute las și este gata. Imediat iau supă și amestec cu smântâna. Și punem. Nu, așa ne place, cu mai multe pășcuțe din astea înăuntru. Dacă vă uitați la mine în videoclipuri, o să vedeți că am rețeta cum le-am făcut. Și acum turnăm. Măcinăm piper proaspăt. Așa, o să gust eu de sare, dacă mai trebuie. Foarte puțină sare mai trebuie. N-am avut atunci brânza așa sărată sau n-am făcut-o sărată. Deci nu știu. Și gata, oprim focul, să nu mai fiarbă. Deci este o mâncare, eu o fac asta când nu am timp și vrem ceva lichid, ca să nu mâncăm numai uscat sau ceva. Nu avem una mâncare făcută. Rapid, de aia mi le fac în congelator, tot timpul să le am, să am rezervă. O să vă arăt farfuria imediat. Ce uitați, așa arată supa noastră de, sau zama noastră de zămătișă. Așa arată. Asta e supa noastră de zămătișă. Supă de tașche cu brânză. Este delicioasă. Vă mulțumim!